Spune la un moment dat, domnul Portariu, că în 10 ani a plătit 4 milioane de euro impozite la primăria Botoșani. Un calcul simplu mă duce și spun cât e pe an, atâta este pe an. Înseamnă că domnul Portariu, doar domnul Portariu, a plătit la primăria Botoșani în fiecare an 10% din bugetul primăriei, vorbind de venituri proprii. Vorbim. Și mă refer aici ce înțeleg oamenii de specialitatea aia cu cifrele și când se aruncă pe piață, lucru total neadevărat. Sau, da, deci în 10 ani am plătit 4 milioane de euro impozite la primăria Botoșani. Asta s-ar însemna că 10% din bugetul nostru vine la domnul Portariu în fiecare an. Mai mult decât atât, mai avem aici o declarație a domnului Portariu, primarul, amintit de când era afacerist, constrâns să sponsorizeze festivalul de primării. Așa, nu mi-aduc aminte, noi apelam la toată lumea. Dar o să vă spun cum a făcut domnul Portariu. Doar în anul 2011 a făcut o sponsorizare de 500 de lei. Constrâns, probabil. Pentru că în mandatul dumnealui, domnul Portariu se facă sponsorizări de 44.000 de lei către primărie și numai în anul ăsta, de grație 2016, până acum, o sponsoriza primăria cu 40.000 de lei. Oare pentru ce? Unde s-au dus banii ăștia? Îi voi verifica când voi ajunge la primărie. Clar, pentru tot ce s-a întâmplat în campania electorală dusă în numele primăriei. Și o să mă întorc, o să spuneți, bun, ok, cine are un site, un cont, un administrator poate să spună orice, nu? Așa gândește respectiva persoană. Nu. Este clar unde sunt originile acestor minciuni. Și o să vă dau o declarație a domnului Portariu din 29.1.2015. Deci o chestie mult pregătită, cu toate că trebuia să se pregătească altfel, să facă treabă în oraș ca să-mi creadă cetățenii. Domnul Portariu spune așa, nu toți tineri au case, limuzine, hoteluri sau cofetării de la 18 ani. Este declarația dumnealui. Ceea ce normal a dus probabil la mizeriile, clar, de acum. Așa că sunt convins că în spatele acestor lucruri stă acest om. E și o logică. Este, deja este o chestie de logică. Și cred că și o cercetare în REM, dacă se pornește de început din colțul ăsta. Pentru că dacă îi induci unor copii, care poate sunt în campanie electorală la PSD și le spui niște lucruri de genul ăsta, eu să spună, da, așa este. Nu știu, poate așa este. Și deranjant pentru mine mai este un lucru. Tot aici aruncat, tot așa spune domnul Portariu, pentru o persoană care toată viața lucra la stat. Am zeci de CV-uri. N-am lucrat la stat toată viața. Vă din contra, am fost unul din primii care în 1991 am făcut o firmă de producție. 20 de ani am făcut cărămizi. Cărămizi cu care s-au construit și Banca Comercială. Vă dau niște exemple. Direcția Finanțelor Publice, Banca Comercială, Agenția pentru Protecția Mediului. Am avut firme de materiale de construcție. Și altele. Și altele. Până când, într-adevăr, în 1998, am fost desemnat să conduc societatea locativă, care a fost condusă conform tuturor datelor statistice pe care le aveam și a bilanțelor contabile, din. Până când, în 2004, am fost ales de cetățenii din Botoșani, primarea municipiului Botoșani, și timp de 8 ani, cred că nu m-am făcut de râs nici eu și nici echipa mea. A avea și un alt business la lăbăt, o farmacie într-un spațiu închiriat, sau copiii mei, o cofetărie într-un spațiu închiriat, înseamnă ce ar trebui să facem, să ne condamnăm, să nu mai facem absolut nimic. Sunt business-uri care merg înainte mai bine sau mai rău. Unele merg mai bine, altele merg mai rău și asta datorită probabil și politicilor duse de guvern în 4 ani.
termin insolvență. Asta e la șalter. Dacă aveți dumneavoastră întrebări,